Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sport Show. În această seară l-am invitat în studioul Mega TV pe domnul Nicolae Doroftei, maestru FIDE, a fost directorul memorialului Mare Albuleț, un turneu internațional de șah care a ajuns la cea de-a șasea ediție. Competiția s-a terminat, se pare că avem și o nouă câștigătoare, a fost detronată Cosma. Dar mai multe amănunte vom afla de la domnul Doroftei. Bună seara și bine ați revenit în studioul Mega TV. Se pare că s-a produs o surpriză acum la ediția 6-a memorialului Mare Albuleț. Vă așteptați Caraieva să câștige competiția? Nu. Deci, în primul rând, participau patru mari maestre, iar Raieva este maestru internațional. De obicei, se impunea în aceste concursuri Luminița Cosma, componenta echipei olimpice a României, și Marina Macropulo din Grecia, care este fiica doamnei Albuleț, în memoria căruia se organizează acest turneu. Este unul din cele mai puternice turnee feminine din țară și printre puținele turnee feminine care se organizează în țară. El a devenit oarecum tradițional și dacă acest turneu există, se datorează atât primăriei municipiului Brăila, cât și Federației Române de Șah, care au colaborat foarte bine pentru organizarea în bune condiții a acestui turneu. Da, eu cred că în bună măsură se datorează și faptului că dumneavoastră v-ați implicat foarte mult în această activitate. V-ați dorit să organizați un turneu puternic la Brăila și cred că da, de aici a pornit totul. Păi, în 2005, când a murit doamna Maria Albuleț, care este îngropată în cimitirul Sfântul Constantin, bunicul ei fiind cavaler al unui ordin din acele vremuri, i-am promis Marinii că voi încerca să fac acest turneu memorial la Brăila. Și sigur că a durat 3 ani până a avut loc prima ediție și apoi a urmat celelalte ediții. La toate aceste ediții am avut atât sprijinul primăriei cât și a Federației Române de Șah. Da. De data aceasta a fost, în afară de faptul că a fost surprinsă Curaeva, ați organizat competiția tur-retur. A fost mai interesantă, mai palpitantă? Sunt da, de două turneele tur-retur sunt practicate în ultimul timp. De ce? Grupul de jucătoare este restrâns, jucătoarele au anumită forță și puterea turneului nu este diluată ca în cazul unui Open sau a unui turneu închis cu mai multe participanți. Lucru care s-a și văzut, pentru că exceptându-o pe Raieva, care a fost într-o formă deosebită, și pe Luminița Radu, care deși venea foarte obosită după participarea la campionatul european, celelalte competitoare au fost grupate, diferențele de puncte nu au fost foarte mari. Ei, la Marina, care este mai în vârstă, deja s-a simțit oboseala, că și-a participat și la campionatul european și a avut poate cel mai prost rezultat din toate participările pe care le-a avut la acest memorial. Ea a venit direct de la Belgrad, nu a ajuns decât în ultima clipă și atunci, sigur că i-a fost foarte greu. Plus că acest turneu s-a jucat cu două runde duble. Aș remarca o prezență inedită la acest turneu, o tânără de 15 ani din Ucraina, Iulia Osmac, care, deși nu a avut o clasare deosebită, ea s-a clasat pe locul 5, vreau să vă spun că a jucat foarte, foarte bine și doar lipsa de experiență a făcut-o să piardă niște partide complet câștigate. De exemplu, în partida cu Cosma a gafat la ultima mutare, chiar în poziție câștigată. Și acest turneu a demonstrat că experiența spune în anumite momente cuvântul, dar eu cred că Iulia va deveni curând mare maestră, având în vedere valoarea școlii ucrainene de șah, o fetiță foarte serioasă și foarte capabilă. De altfel, turneul acesta s-a remarcat întotdeauna
prin combativitate. Este acele turnee în care se luptă extraordinar, deci procentul de partide decise a fost de 80%, ceea ce reprezintă un procentaj extraordinar și care demonstrează combativitatea de care au dat dovadă fetele. Da. Care a fost, după părerea noastră, runda cea mai spectaculoasă? Prima rundă în care s-a jucat într-adevăr foarte spectaculos și apoi rundele 5 și 6, la fel, deși au fost și remize în aceste runde, partidele s-au jucat până la rege contra rege. Da. A, înseamnă că au fost... Nu au fost remize de salon. Da, da. Deci în tot concursul a fost o singură remiză în 13. Deci majoritatea competitorilor au apelat la timpul maxim de... Exact, la timpul maxim de gândire și s-a mers până la criză de timp foarte mari și emoțiile din criză și faptul că tu ca arbitru, a arbitrat domnul Georgica Țaga, care e arbitru fide ca și mine, dar eu ca director am fost și eu tot timpul în sală, tocmai pentru a putea urmări aceste crize de timp. Da. Totuși a fost un semn de întrebare. Cosma a câștigat o partidă în fața Raievei, da, și în a doua a remizat. Da, dar... Și unde a pierdut? Deci a pierdut puncte la celelalte adversari, la adversari. Nu puncte întregi, cum se spune, ci a făcut mai multe remize. Mai multe remize. Da. Dar ce s-a întâmplat cu Marina Marcop? Marina a fost într-o cădere de formă datorată, cauzată de oboseala pe care a acumulat-o. Ea a jucat foarte mult în ultimul timp și chiar îmi spunea că dacă nu era acest turneu în memoria mamei sale, nici n-ar fi venit din cauza oboselii acumulate. Eu da, ele participă la turnei pe bani, la turnei internaționale. Da, participă la turnei. Păi au venit direct la campionatul european, dar Marina mai avusese două concursuri înainte acestuia și s-a simțit de fapt. Și Mihaela Sandu, care s-a clasat pe locul 3, care este de asemenea componentă a echipei olimpice a României, a resimțit această oboseală și oboseala se resimte în special la rundele duble. De ce? O rundă ține în jurul a 5-6 ore. O rundă dublă înseamnă aproape 12 ore. De stat la masă. De stat la masă. Da. E drept că e un tur de forță, dar pe de altă parte e și bine pentru că acea oboseală care se acumulează în aceste runde duce la o limpezire așa a gândurilor. Au fost premii frumoase la această ediție de a memorialului Marie Alvuleț? Da. Premiile în bani, dacă le raportăm la premiile care sunt în țară, au fost consistente. Sigur, cu impozitarea de rigoare, dar au fost consistente. De exemplu, locul 1 a fost 1800 de lei, locul 2 1600 de lei, locul 3 1300 de lei. Și-au da, scos cheltuielile cât de cât. Sau a fost cazarea asigurată? De... Cazarea și masa au fost asigurate. Cazarea a fost asigurată de primărie, iar masa de către Federația Română de Șac. Deci cheltuielile s-au împărțit. Da, da, de data aceasta. L-a plimbat prin Băiala să a avut o zi liberă sau o jumătate de zi? Nu, dar înaintea rundelor făceam câte o mică plimbare cu participantele, așa, mai arătăm ce este nou. Ei au fost impresionați de oraș și au spus că au văzut schimbări an de an. Da. Venind, poate că noi nu le observăm, pentru că trecând zi de zi ai aceeași senzație că atunci când te uiți în oglindă ai senzația că nu îmbătrânești, dar de fapt nu îmbătrânești. Așa și aici. Deci au remarcat lucrurile bune făcute în acest oraș, au fost impresionate de Casa Goangă, au fost impresionate de Casa Licăpețe, unde sunt acele minunate sculpturi și în perioada concursului a avut loc și o comemorare a lui
Hănuș Neagu, în Piața Poligon, la care a participat cunoscutul actor Eusebiu Ștefănescu și au fost impresionați de aceste evenimente culturale din cadrul zilelor Brăilei. Chiar anticarii care erau pe Republice, apoi sigur că n-au putut să meargă la anumite festivități, deși au fost invitate pentru că timpul nu ne-a permis, dar felul în care s-au desfășurat activitățile culturale le-au impresionat pe aceste participante. Da. Ați organizat și un turneu pentru copii. Da. În paralel, timp de 3 zile, s-a desfășurat un turneu pentru copii care a devenit și el tradițional, Memorialul Maria Albule, secțiunea copii, cu participanți de la 7 cluburi din țară. Majoritatea au fost din Brăila și Galați, dar am avut și participanți din București, din Craiova și din Ploiești. Da, puternici? Da, turneul de copii a fost destul de puternic. Noi ne așteptam să fie mai mulți participanți, dar una din cauze a numărului ceva mai mic de participanți, a fost și vacanța. Foarte mulți copii erau plecați în concediu cu părinții. Dar și noastră ați făcut invitațiile înainte? Sau? Da, a făcut invitațiile înainte. Dar întotdeauna acest turneu, din cauza programului încărcat al jucătoarelor, este anunțat relativ târziu. Adică trebuie să ținem cont de perioadele în care se desfășoară. De exemplu, anul trecut a trebuit să facem în așa fel încât să fie înaintea Olimpiadei de șah, ca turneul să fie și un turneu de pregătire pentru componentele lotului național. Anul acesta s-a hotărât să se facă în cadrul zilelor Brăile, ce spun eu că a fost foarte bine. Da. Referitor la turnul de copii, câștigători de la Brăila au fost? Da. Deci am avut câștigători la toate grupele de vârstă. Nu s-a făcut un clasament general, ci pe, s-au pe grupe de vârstă. Da. La fete 12 ani, pe primul loc s-a clasat Gabriela Uzuneanu. La băieți 10 ani, pe primul loc s-a clasat Marius Ișvan. La fete 8 ani, pe locul întâi s-a clasat Grozea Roxana, iar la începător, pe locul întâi, Răzvan Manoliu, un copil foarte talentat. De altfel, Gabriela Buzuneanu este și câștigătoarea unui alt concurs care s-a desfășurat înaintea Memorialului Maria Albuleț, secțiunea copii, și anume trofeul Urban Serb la copii 12 ani. Dar aici vreau să fac o remarcă. La această grupă de copii 12 ani de la concursul Urban Serb au participat și băieții. Și ea a depășit mulți băieți care au avut bune rezultate în țară. Și pentru noi a fost o surpriză clasarea pe locul întâi. Dar Gabi muncește în ultimul timp foarte mult. De fapt, a fost un moment critic la final. Ce s-a întâmplat? Gabi a luat finala cam ușor. Se grăbea să termine partida ca să fugă la bazin și am spus atunci din Gabi, acum trebuie să te hotărăști, ori faci așa, ori te distrezi. Și ea e foarte talentată, e foarte băiețoasă, face și arte marțiale, e printre puținele fete care atacă cu adevărat, adică nu este fricoasă. Și atunci a apărut schimbarea. Am spus, ori te lași de șah, ori te ții în continuare. Și a început să muncească. Nu, n-a renunțat. A început să fie mult mai serioasă și la antrenamente și în pregătire. Și s-a văzut imediat. Sigur că avem o serie întreagă de copii talentați, mai ales din cei mici care vin din urmă. Dar câți copii ați avut angrenați aici la Memorialul Albuleț? Per total 30 de copii. Nu, ai dumneavoastră de la cam 14 de la 14. Noi. Da.
Au fost destui. Da, da, da. La câte categorii de vârstă s-a... La toate categorii de vârstă. Am avut și la fete 14, s-a clasat pe locul 2 surdu Maria, am avut și la băieți 14, tot pe locul 2 Niculescu Adrian, și a fost un turneu, spun eu, reușit și frumos. Pe de altă parte, noi ne batem de obicei cu gălățenii, că sunt da, aproape, da. Noi mergem la concursurile lor, ei vin la concursurile noastre, și această concurență este benefică, pentru că apar acele rivalități, da. Pe grupele de vârstă, care contează foarte mult. Noi stăm foarte bine, clubul Fair Play, și de fapt stă foarte bine la fete. Noi suntem cam cei mai puternici din zonă la fete. Cu Ana Maria Matei, care a fost an de zile componentă a lotului național, cu Gabi Uzuneanu, cu Ana Maria Bașno, cu Roxana Grozea, fetițe foarte talentate. Și la băieți au început să se remarce Marius Ișvan, care deja e oarecum consacrat, și vreau să vă spun că acum joacă la memorialul Mihail Sadoveanu la Iași și ieri a câștigat la cel mai puternic jucător din concurs, Petre Gleban din Republica Moldova, și această victorie m-a bucurat, deoarece cei din Republica Moldova se pregătesc după metodele școlii sovietice sau școlii ruse, dar eu aș spune mai degrabă școlii sovietice, pentru că atunci s-au pus bazele șahului științific în fosta URSS. Da. A, și el are șanse acolo să câștige la categoria... Anul trecut a câștigat, da. Având 9 ani, a câștigat grupa până în 12 ani. A, și acum tot la aceeași categorie de vârstă? Da. Din păcate, Marius e inconstant în rezultate, deci e în stare să câștige la cel mai jucători mai bun ca el sau cel mai puternic, dar e în stare să piardă și la un jucător care, la care, în mod normal, ar câștiga 99 Leger. Dintr-o da, 100. Da. Inconstant asta se dă... este cauzată și de faptul că Marius este foarte copilăros. A fost aici în emisiune, da, da, nu stătea o clipă locului, nu. Da, eu mă mir cum de reușește el să se concentreze, când nu prea stă așa 5 minute în același loc. Nu, nu. Și eu spun că acest turneu în care am avut un sprijin consistent din partea primăriei, mă refer și la partea materială, și mă refer și la modul în care am lucrat cu primăria, cu domnul primar Simionescu, cu doamna viceprimar Ciocan, cu directoarea Direcției de Cultură din cadrul primăriei, doamna Camelia Gușatu, cu ceilalți colaboratori. Deci lucrurile au mers foarte bine, în sensul că organizarea, sigur că deja există o anumită experiență, dar organizarea n-a mai fost atât de dificilă ca în alții ani. Era mai greu până s-a obișnuit lumea cu modul de lucru, cu ce înseamnă un turneu de șac. Și foarte important a fost că la festivitatea de deschidere au venit și copiii din care jucau un memorial, au văzut... Erau în timpul concursului. Erau în timpul concursului, s-a făcut o pauză între runde, au fost aduși acolo ca să vadă festivitatea de deschidere și au fost impresionați de felul în care au fost prezentate marele maestre. De altfel, ecourile acestui turneu, nu din acest an, din anii trecuți, au apărut și în presa internațională. Faptul că turneul a fost organizat în condiții bune, faptul că nu au fost niciodată probleme de organizare, am fost atenți la orice solicitare a participanților, cum mi se pare și normal, a contribuit la popularizarea acestui turneu. Că abia s-a terminat. Da. Dar în anii trecuți au apărut interviuri chiar și în presa străină și s-a văzut că este un turneu serios, se joacă la nivelul la care se joacă, adică la nivel de mari maestre.
Cum ați stabilit numărul de concurente anul acesta, numărul de competitori? Inițial am fi vrut ca turneul să fie cu 10 participante, 9 runde, din care o rundă dublă. Deci, ca un turneu să poată fi omologat de către Federația Internațională de Șah, să poată apară acele creșteri sau scăderi de elo, să-l poți trimite ca turneu la Federația Internațională, trebuie să aibă cel puțin 9 runde. Ei, Daria Bișănescu, una din speranțele șacului feminin românesc, s-a îmbolnăvit în ultima clipă, n-a mai putut să vină și atunci a trebuit să mai renunțăm la alte 3 jucătoare ca să putem face turneul cu 10 runde, sistem tur-retur. Pe de o parte a fost bine, pe de o parte a fost rău. M-aș fi bucurat să fie mai multe românce în acest turneu, deci din acest punct de vedere a fost puțin mai rău, dar a fost mai bine pentru că a crescut coeficientul mediu al turneului, a fost încadrat la o categorie superioară. Da, aici au câștigat la coeficientul ELO? Au fost jucători care Da, cel mai mult a câștigat la ELO. Raeva, a avut o performanță... 21 de ani, spuneați, nu? Sau cât, A fost de... jucătoare foarte tânără. Da. Ea a fost... a dominat campionatele de juniori ale Bulgariei, de fapt de juniori, la grupele de vârstă la care a participat. A fost campioana Bulgariei la juniori între 1999 și 2004. Apoi a trecut la seniori, sigur că aici s-a creat o pauză normală, așa, dar în 2008 a devenit campioană națională a Bulgariei la senioare, apoi a dominat aceste campionate, deci a ieșit pe locul 2 în ultimii 3 ani, în campionatul Bulgariei, și a participat cu echipa olimpică a Bulgariei la 6 olimpiade. Ah, deci are o experiență deja. Are o experiență suficient de mare. Pe de-o parte, înseamnă că n-a fost totuși chiar așa o mare surpriză ca învinsul pe Luminița Cosmo. Nu, a pierdut. A depășit-o în partea directă. A pierdut în partea directă, dar a reușit să... Nu a fost o surpriză foarte mare. Ea a avut o înfrângere? Nu. N-a avut Raeva, nu? Parcă... Ba da, la Luminița Cosmo. A avut o înfrângere, da. Una singură, da, și o remiză cu ea. Asta este, da, sunt nu prea pot ști, apar și surprize, nu? Da, categoric. Fiecare jucător se pregătește să-i întindă o capcană adversarului, să încerce să-l ducă pe o variantă greșită. Da, nu, pe variantă greșită e mai greu să-l duci, dar e acea pregătire teoretică dinaintea partidei și acum această pregătire teoretică este oarecum ușor de făcut, deoarece există acest program CEIZMES care îți permite găsirea rapidă a partidelor adversarului din ultimii 10 ani. Deci jocul adversarului. Poate studia jocul adversarului, poate vedea ce deschide în placă, poate să-i pregătească o întâlnire teoretică. Da, da. Deci, surprizele, dacă apar în zona mutărilor 15-20. Da. La îndeschidere, dar abia pe la mutarea 15-20. Sau, cum se mai întâmplă, că am citit un comentariu a unui mare jucător rus, care e foarte sincer atunci când comentează partida, și el a spus, am jucat această mutare pentru că pur și simplu am uitat analizele de acasă, care le pregătise cu ajutorul programului CEIZMES. De altfel și copiii de la club sunt familiarizați cu acest program CEIZMES, i-am obișnuit să lucreze cu CEIZMES pe majoritatea și în special cei mari, cei mici. Cum stați cu revista? Da? Urmează să apară numărul 2. Da. Numărul 1 deja a apărut și a început să fie cunoscut. Am avut și cereri din străinătate, chiar multe. Pentru că au văzut-o pe site-ul Federației și atunci au făcut comandă. Și acum urmează să apară numărul 2. El este intrat în pregătirea tehnică, articolele sunt gata, dar mai urmează terminarea tehnoredactării. E început, e cam pe 3 sferturi, dar merge greu pentru că
trebuie schimbate anumite fonturi, adică da, e da. O tehnoredactare puțin mai dificilă. Și ce noutăți sunt acum în numărul 2 al revistei? Deci în numărul 2 continuăm niște articole din numărul 1, pentru că ele sunt mari. De exemplu, un articol scris de mine despre finalul este destul de baș. Atunci l-am împărțit în două. Un alt articol scris de soția mea, de Luiza, despre câmpul Tlabe, care este terminat în acest număr. Avem un interviu și, de fapt, trebuie să-i mulțumesc lui Cristian Chirilă, care este poate cel mai tare junior român în clipa de patrie, studiază în Statele Unite. Și pentru că a fost în acea generație cu Laura, Laura a luat legătura cu el și Cătălin Chirilă ne-a trimis un articol despre diferența dintre șahul care se joacă în România și șahul care se joacă în Statele Unite. El a primit o bursă la o universitate din Statele Unite, în Dallas, tocmai prin faptul că a fost campion național al României. Da. Și a primit o bursă prin care îi se asigură toate cheltuielile, ba și ceva în plus, acolo a confirmat și a devenit unul din puternicii jucători ai Statelor Unite. Da, este un lucru bun. Și da. Concura pentru Statele Unite. Nu. El concurează în continuare pentru România. Echipa olimpică a Statelor Unite are în componență o jucătoare din România, Sabina Puișor, fiica soților Puișor. Da. Tot așa, a plecat cu o bursă echipele universităților dorind să se întărească oferă aceste bursuri da. Jucătorilor de șac. Și sigur că au condiții foarte bune, materiale și nu au niciun fel de probleme. Cu condiția să-și continue activitatea în mod serios. Iar Sabina a demonstrat, Sabina a fost multiplă campioană a României la juniori, a demonstrat că poate crește și ca dovadă a fost inclusă în echipa olimpică a Statelor Unite. Pentru începători aveți ceva în revistă? Da, deci revista, cam jumătate din revistă se adresează începătorilor. De exemplu, sunt probleme de mat într-o mutare, de mat în două mutări, de mat în trei mutări. Apoi acel articol de tactică Moara, care se adresează tot începătorilor. Deci, plaja se întinde, hai să spun, de la 8 ani, 7-8 ani, până pe la 12-14 ani. Acum depinde și de forța jucătorului. Și când credeți că va fi, când vând să apară acest... Până în septembrie, până la... Într-o săptămână, două, nu... Foarte bine. Bănuiesc că aveți solicitări, sunt oameni care sunt interesați să o vadă. Da, păi deja am avut de la... Dacă ați început, ați lansat-o, lumea știe dacă la început a mers puțin mai greu... Nu vă pare rău că ați muncit la ea să scoateți acest... Nu, deci vă spun, munca de redactare sau... Pentru că eu și cu Luiza scrie majoritatea articolelor, sigur că avem și colaboratori de bună calitate, de exemplu, avem la rubrica Cum gândesc mari maestri o partidă foarte bună a lui Sabo, care este și component al echipei olimpice a României și mare maestru, este relativ tânăr, e un om care a terminat două facultăți și vorbește patru limbi străine. Da. El a terminat română-portughez la Universitatea din București. Da. Asta. Despre Cactaș, mai știți ceva? Nu, cărțile deja... Nu, Cactaș. Cactaș, da. Cactaș este... A revenit la clubul nostru și e unul din cei care susține clubul și vine și dă simultan cu cei mici. Copiii deci de master. Da, da, foarte bine. Da. El a terminat facultatea la... Acum aș dă masterat. A terminat astea, studii economice. Da. Chiar nu mai știu. Mi se pare că management. Mai concurează? Mai... Nu are timp. E foarte ocupat. E prins cu tot felul de... Bine, acum, dar probabil că în timp... S-ar putea să revin. Păi, o
altă componentă a clubului nostru este Andreea Stelcu, care este rezidentă în Franța la medicină, acolo își face rezidențiatul și e foarte apreciată. Deci noi nu am lăsat niciodată copiii să abandoneze școala. Un lucru foarte important. Da, un alt concurs pe care îl mai organizați anul acesta? Vom organiza marele trofeu Fair Play. Problema de care ne-am lovit a fost cea asta, dar se va rezolva în curând. Am vorbit cu și cu... Și asta când va fi? Bănuiesc în octombrie. În octombrie, da. Ca să avem... Și vreau să spun că la acest concurs ne-a ajutat și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport. Adică acest turneu a fost, de fapt, o cooperare între mai multe primării, federații, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, cluburile cu care colaborăm, cele din Galați, cele din București. Deci... Da. Eu ce pot să vă doresc multă baftă în continuare. Mulțumesc. Și să vă realizați toate obiectivele pe care le-ați propus în acest an. Păi... Sper să ne atingem. Anul trecut am atins. Memorialul Albulesc bănuiesc că va fi și la anul. Da, da. Așa. Avem promisiunea atât din partea federației, cât și din partea primăriei. S-ar putea ca la anul să fie și mai puternic. Multă baftă în continuare. Mulțumesc. Stimațele spectatori, unul dintre copiii evidențiați de domnul Doroftei se află acum lângă mine, Răzvan Manoliu. Tu ai câștigat locul 1 la începători, da? Da. Cum a fost primul tău turneu? Și aici avem cupa, nu? Și avem și o medalie, parcă. Asta e medalia ta, nu? Da. De aur sau de ce? Nu știu. Nu știi? Bine, locul 1, scrie acolo, văd. Ia, spune, cum a fost la concurs? A fost greu? Nu, nici ușor. Cam, a fost... Cam așa și așa, da. Da. Câte partide ai jucat? Am jucat 7 partide. Și câte ai câștigat? 3. De fapt, 2 și una cu bai. Și 4 am pierdut. Da? Da, am jucat cu adversari bun. A fost adversari bun, da? Da. Mai mari decât tine sau...? Au fost și mai mici care m-au bătut. Da. La ani și mai mari. Da. Și nu ți-a părut rău așa că ai pierdut? Nu. Nu. Deloc. Dar domnul Doroftei te-a certat? Nu. Nu te-a certat, dar ce ți-a spus? Bravo, Răzvan, să mai pierzi, nu? Așa a spus? Nu, nu m-a zis așa. Da, cum ți-a spus? Ia. Nimic nu m-a Nimic zis. Nimic nu ți-a spus, da? Și nici nu v-ați uitat pe partidele alea pe care le-ai pierdut, nu ți-a spus unde ai greșit, nu? Nu, o să ne uităm la club. O să ne uităm la club, da, când o să le vezi. Le analizăm. Da? Și când le analizați, cum faceți? Le comentăm. Da? Mai zicem, le vedem, le... A, dar tu scrii când... Da. Îți notezi pe la fiecare partidă. Aha. Da. Și acum, da, tu singur, așa când ai ajuns acasă, te-ai gândit pe unde ai greșit, așa, ți-ai dat seama? Nu vreau. Deloc. De cât timp faci șah? De 9 luni. De 9 luni, cam puțin, nu? Și cine te-a tăiat? Mama ta, dar cine te-a tăiat? Nu, tatăl meu. Tatăl tău, da? A jucat șah? Da, și nana lui. Da. Teodora... Nu. Margareta Teodorescu. Da. Și te-a învățat tata să așezi piesele, să le mulți? Nu, doamna Doroftei. Doamna Doroftei, da. Și cred că e cam grea doamna Doroftei, te mai cipește așa, nu? Nu? Vorbește? Da, e calmă? Și spune, bravo, Răzvânel, mai pierdem vreo 2-3 partide. Da. Așa, în timpul liber, ce mai faci tu în afară de șah? Fotbal, volei și mai fac și engleză. Da? Și fotbal? Pe ce poți joace? Ce-ți place? Ți-i să fii portar, să fii atacant? Ce-ți place? Amândouă. Amândouă, da? Când în poartă, când te mai odinești puțin în poartă, după ce mai dai vreo 2-3 goluri? Da. Da. Muzica îți place? Da. Da. Ca șahist, așa, cam unde vrei tu să ajungi? Te-ai gândit? Nu. Încă nu. Încet, încet, așa, nu? Până la anul când o să participi și la campionatele naționale și la ce mai e după acolo, nu? Da. Da. B-
Bine, Răzvan, eu îți doresc mult succes în continuare. Mulțumesc. La școală cum merge? Cu școala bine, nu? Bine. Da, ai și tu un 2, un 3, pe cum? Nu? N-ai voie. Bine, mult succes. Mulțumesc. Acum discutăm cu Gabriela Uzuneanu, a câștigat două turnee. Hai să vorbim întâi de turneul Mare Albuleț. Cum a fost? Câte partide ai jucat? Câte ai câștigat? Am jucat 7 partide, 5 le-am câștigat, 2 le-am pierdut. Cum s-a întâmplat? Au fost adversari mai puternici? Da, au fost mai puternici. Da, ai jucat la categoria ta de vârstă, nu? N-ai jucat cu fetițe mai mari? Am jucat și cu fetițe mai mari. Da? De ce? Pentru că a fost dat sub 14 și eu de-abia am împlinit 12. Mulți înainte, foarte bine. Dar ai avut ambiție așa, nu? Ca să câștigi, da. Și acasă ai primit și tu un mic cadou dacă ai venit cu... Da? Ce, ce ți-au dat? Un milion. Da? Bravo! Foarte bine. Și ce ai făcut cu ei? Am fost la pușculiță ca să merg la anul, la concurs la mare. Da, foarte bine. Aici care a fost cea mai frumoasă partidă la Memorialul Maria Vârstă? Care ți-a plăcut ție cel mai mult? Cea cu Maria Surdu. Da? De unde este fetița? De la noi, de la club. Da? Și cum a fost? Între două, nu știai cum joacă? Am ambiție mare între voi acum? Nu știam cum joacă, dar... am fost la început în avantaj, apoi am dat un pion aiure, apoi am fost iar în avantaj. Și n-ai renunțat până la urmă, nu? N-am renunțat. Da? Și ai luat locul întâi. Iar la celălalt concurs? La celălalt concurs am câștigat 6 din 7. 6 din 7. Nu tu ai fost cea care nu ai renunțat la o, când ți-a propus adversarea, nu? Da. Cum a fost acolo? Avea avantaj niște pioni. Ia. Ta, da? Și am dat un șac și tură. Și după ce am luat turnul, mi-a propus remiza. N-am vrut. Da, dar era, bine, remiza nu te avantaja, nu? Că era să egalitate de puncte. Nu, ea avea jumătate de punct în plus. În plus. Și lua locul întâi la general. Și cum ai făcut ca să o păcălești? Am lăsat-o să mai iau un pion ca să iau eu tură. Ah, și atunci n-am mai avut ce să apere, nu? Și a cedat ea sau e damat? Nu, am jucat până i-am dat tura pe un pion ca să pot să împing ceilalți pion la transformare. Da. Și ai transformat vreunul, da? N-am reușit să transform, că a cedat. A cedat ea, da. Foarte bine, dar ai avut ambiție așa. Ai avut așa o presimțire că o să câștigi partida și ai spus că dacă ai fi acceptat remiza, erai pe locul 2, nu? Da, eram pe locul 2. Da, atunci ai mai primit un cadou? Nu? Nu. Cadou a fost pentru cele două concurse. Ce mai faci tu în afară de șah? Karate, informatică, jurnalism. Și karate unde joci? Unde faci? La școala 2, de pe Buzăului. Ah, cu domnul Bătea. Nu? Sau da, cu cine? Cu domnul Bătea fac matematică. Nu. Este la școala 2 unde este? Nu-i pe Viziului? Pe Buzăului? Da, pe bărbat. Și acolo este... La școala 2 fac cu domnul Dermengiu. Așa, păi, dar este la același club. Acolo șeful la voi este Bătea. Un tip care are și un băiețel acolo la antrenamente, da. Și la judo? Ești campion? Ai scos ceva cu medalie? Nu, dar urmează. Urmează. De fapt, sunt karate schif. Ce faceți voi acolo, cum se pare? Da. Altceva? Muzică? Dans? Am făcut când era mai mic. Da. Am făcut desen și dans. Și la jurnalism ce faci? Jurnalism. Da? Adică scrii ceva sau...? Nu. Facem, practic, mai mult televiziune. Aha. Unde mai? La Palat Copiilor. Da? Așa, acolo vă învață să vorbiți? Da. Foarte bine. Să faceți știri. Da. Da. Bravo. Tu ce ai vrea să... Unde ai vrea să ajungi în șah? Întâi aș vrea să câștig la campionatele naționale și apoi mai văd. Da? În continuare. Vrei o medalie la campionat? Da. Și atunci înseamnă că părinții cam cât ar trebui să cotizeze? Mult. Mult. Mult succes atunci. Eu ce să pot să zic? Și la școală ai știu acolo note de astea? Da. Note frumușele așa sau...? Da, am note frumușele. Da? Și ai luat și premii. N-am luat. Dar o să iei. O să iau. Da, bine. Poate. Poate, nu, trebuie. Mult succes. Aceasta se încheie emisiunea, stimați spectatori. Până marțea viitoare, toate cele bune, la revedere.